Bună ziua, copii! Astăzi vom vorbi despre forța gravitațională. Gravitația este fenomenul de atracție între corpurile care se află suficient de aproape unele de altele. Acest fenomen are loc deoarece între corpuri există forțe care se numesc forțe gravitaționale. Deși forțele acestea nu se văd, ele ne ajută să stăm cu picioarele pe pământ, să mergem, să dansăm, să ne întoarcem spre pământ atunci când sărim pe o trambulină. Cu cât corpurile sunt mai grele și mai apropiate, se atrag mai tare. Fără aceste forțe, noi, oamenii, am plutit prin spațiu. Cel care a descoperit pentru prima oară gravitația a fost Isaac Newton. Acesta se spune că a fost primul care a înțeles că mărul care cade din pom și luna care se află pe orbita sa sunt consecința gravitației. Există forțe de atracție între măr și pământ, atunci există forță de atracție între oricare două corpuri din univers. Forța gravitațională acționează și asupra construcțiilor. Construiește pe verticală, folosind cuburi sau piese de Lego, o casă. Care va fi planul tău? Cum vei poziționa piesele astfel încât să nu cadă? Ia privește imaginea. Piesele au fost aranjate astfel. Mai întâi s-a construit o platformă, o bază, care va susține casa. Știi și de ce? Răspunsul l-ai aflat mai devreme. Pentru a rezista construcția ta, indiferent de ceea ce îți dorești să construiești, vei ține cont de fenomenul de atracție dintre corpuri. Îți propun în continuare să răspunzi la următoarele întrebări trăznite. La polul sud, obiectele cad tot de sus în jos. Da, toate obiectele cad de sus în jos. La polul sud, oamenii stau cu picioarele în sus și cu capul în jos? Nu, stau în poziție normală, la fel ca ceilalți oameni de pe planetă. Oare există forță gravitațională în spațiu? Corect, nu există forță gravitațională în spațiu. Rețineți, pe pământ, toate corpurile lăsate libere au tendința de cădere. Gravitația este forța care atrage obiectele pe pământ. Fără această forță, planeta noastră și întreg sistemul nostru solar nu ar exista. Gravitația menține planeta noastră în echilibru. Pe curând, dragi copii!